Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, 7 și 19 minute. Bună dimineața! Cum se face turism? Avem de învățat. De la o mulțime de alte națiuni mult mai avansate în acest domeniu, de la italieni, italienii au un turism excepțional și sunt lucruri pe care am putea să le facem și noi, ba chiar cred că suntem mult mai buni ca ei și nu ne orientăm. Olancia Fulvia. Pizza? A? Pizza nu. La pizza nicio șansă. Deci Olancia Fulvia. Asta este o mașină, arată ca o savonieră, un model vechi, a făcut o carieră pe vremuri, în anii 60, în motorsport. Aduce cu Lada. Asta vreau Lada să zic și eu. Pe vremea a, așa, care era un Fiat, de fapt. Care Lada aduce cu Fiat, care aduce cu... Era o copie după Fiat, okay. Era un tip de Fiat și, mă rog, seamănă cu un fel de Dacia 1100, puțin mai umflat, așa, da? Deci o Lancia Fulvia, parcată și nemișcată de 47 de ani, practic cam jumătate din timpul pe care îl petrec mașinile abandonate de pensionarii noștri prin parcările din fața blocurilor din București. Deci nemișcată de 47 de ani a devenit atracție turistică într-un orășel din Italia. Păi, dar noi avem mii de astfel de obiective turistice în București și le ignorăm. Noi suntem muzeu în aer liber, practic. Asta da. Spun, cum? Ba chiar uite că există, înțeleg că unii primari chiar vor să distrugă această bază de dezvoltare a turismului și au început să mai ridice. Să știi. Păi și pe acolo e la mine a pus cineva la maturat un Nissan acum vreo un an jumate. Ai înțeles? A pus să-l fac obiectiv. Și au pus nenorociții în hârtie de-aia în geam. Cred că un reclamagiu a sunat și au pus Dumnezeu, fără viziune. Oameni fără viziune. Păi, dar poți să faci tururi. Cum? Și deci... poți să faci... Că noi mereu ratăm, dar uite, acum e multe. Timpul să facem o aplicație. Iată, unde se găsesc? Cu, da, și cu modele. Sunt peste tot, să vezi un Ford. Exact. Găsești pe strada Renvierii, da. La numărul 6. Bună idee, bravo. În sfârșit o idee de afaceri bună. Poți să te pui pe treabă. Mă apuc. Da. Proprietarul acestei Daci, ăsta, acestei Lancii Fulvia. Fulvia, da. Lancia, Dancia. Da. Proprietarul este un domn în vârstă de 94 de ani. Oho. Practic la a treia tinerețe, care a parcat mașina pe Via Zamboni, în Conegliano, provincia Treviso, în 1974. Niciodată de atunci încoace n-am mai mișcat-o de acolo, probabil să nu piardă locul. Să știi. Da. Deci și... Da, da, parca pe o pistă de biciclete, dacă eu mai fi dat câte o cheie. Eu fi dus benzină cu canistra. Mașina nu arată prea grozav, dar e și de înțeles. Sunt și musălbatici, domne, care lovesc, care strică. Numai să strice, dar văd că are toate geamurile în regulă și parbrizul. Au folosit-o, deci doamna, adică doamna domnului, soția, da, a avut mai întâi o cărciumioară, după care un chioș de ziare în Via Zamboni. Și a deschis un chioș de ziare la începutul anilor 60 și până acum câțiva ani. La vremea aia. Aha. Și a folosit Lancia respectivă drept depozit. În Lancia erau depozitate ziarele nevândute. Și cum presa a mers din ce în ce mai prost, presa tipărită, atunci și Lancia Lancia respectivă a strâns din ce în ce mai puține ziare, dar ea a rămas acolo și uite așa au trecut 47 de ani. Și acum se face o strângere de fonduri pentru recondiționarea autoturismului. Mișto. Devine obiectiv turistic pentru întreg oraș, practic. Asta spun, a apărut la știri, este peste tot. Noi n-avem și noi, uitați-vă. Și ale noastre au apărut la știri toate. Da, deschideți fereastra în spate la bucătărie, spre curtea din spate. Nu putem, că la noi se îngunoaie multe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.